salut prietenii, sunt Dani Texoara la un alt Angry Birds Evolution, of ce zic grea. Și a trebuit să fac ceva pentru că vreau să vă prezint echipa mea. Apoi pe mea să bea Kagi, Kai Maxat, pe Ciara, Elite Matilda Master. De apoi o să știm ce va urma, pentru că două mesaje, Endless Furry, iar eu am câștigat așa 50 de diamante, 200, câștig 100, 200, dar sunt în vitale, depinde cât de rapid suntem. Și ar trebui să facem acest tire, pentru că tire-ul ăsta e atât de important să facem, că fără tire-ul ăsta zice că resursele sunt la cap. Ar trebui să maxez o pasă e bombă cu asta, trebuie să o maxez, văd că am avut de că negru cu zigurul ăsta să fiu cu lumea, pentru că e grenada lui Major Packer, Mup et Major Packer Enchanted Tactics Pogbam. Aia sunt tichete, ca pe grenezi depoi, cu tichetele astea ca să deschidem, ce bine, am deschis ceva, dar hai să deschidem, nu deschid nimic pentru că e puțin cam complicat în viață. În event următor avem Wonderbird, mi-a să bea Kagi și Mike Eagle sau Peck Girl. Trebuie să-l maxez pe Mike Eagle cu păsă de 4 stele, pentru că poate bafează iarăși, am mai primit încă o pasă de 4 stele, una foarte urâtă. Urâtă de tot. O tanti. Pasăre tanti de 4 stele. Vreau pasăre tanti de 5 stele, nu una. Uite-te și tu, o pasăre tanti de 4 stele, fii rar, ei, că nu. Uitați-vă. Mama păsăricilor. Da. Mama păsăricilor. S-a născut forțoasă sau supereroină. Uitați-vă și voi. Dar Leni, băi, eu nu știu cum să vă zic, dar o să încep să cam mă obișnuiesc cu Angry Birds Evolution-ul ăsta. Pentru că oare câte diamante ai câștigat la arena? Să fim tare curioși. Oare ce voi face eu? Că toată vara poate să pleci la piscină, deci Lilia nu a să poți de pool party. Ei, ceapa ei! Pă, pool party până nici. Luați-a joia gang. Get that done! 900 diamante! 2000 de diamante! Aolea, nu, câte diamante am eu total? Câte am? Din cauza unor derbedei. 3200 de diamante, mă! 3200 de diamante, 3200, băi, să moară porcii ăștia nerozi. Dacă împapă porcul dita mai diamantele, îi scot diamantele aia din gropi. Mamă! Mai multe misiuni. Ai de relația mea. Misiune îndeplinită. Misiune îndeplinită. Hai să dăm tare, da, pentru că vreau să știu ce se întâmplă. Dăm tare. Perfect. 5 diamante. Mamă, doar 5. Thanks God. Mamă, ce de misiuni completate. Ce de misiuni completate. Bă, sunteți nebun la cap. 3000 de diamante, 3200 de diamante. Și cea mai importantă prioritate a mea este să fiu la filologie cu 12 clase. La filologie cu 12 clase, filologul Alintecean, cu 3200 de diamante. De Alintecean, bogat, forță, forță, mi-a să vrea ca ghi se bată cu diamante până la azil. Haideți să nu jucăm foarte beat jocul ăsta, adică să nu dăm ca la păcănele, că după aia hrănim porcul cu ghinionul meu. Deci ar trebui să fim foarte vigilenți și ar trebui să dăm click aici, că poate nu e un porc, ok? Nu e un porc, am nimerit mine florul
6, dar dacă atingem florul ăsta, o să avem 2 diamante, dar trebuie să fim atenți cu porcul și dacă cheltui peste 20, să nu te găsești cu... Vedeți ce nu-mi place? Da. Da, sigur. Cu cât este o reclamă mai nesimțită, cu atât o să-ți fricezi tot hack-ul. Am câștigat și eu. Să nu cheltui mai mult de 100, atunci să dispar. Păstrează diamantele, oricum îți trebuie pentru încă un event foarte important, să mai câștigi diamante. Deci porcul ăsta cred că am scăpat, dacă mai este porcul, evită, cheltui 20 diamante, dacă cheltui mai mult de 20-100, pleacă, și atât, pleacă, și 4 biete, e foarte bine, 4 biete. Dacă îți pică cu porci, du-te la florul 15, dacă porcul ăsta, dacă ți apare numai porcul, pleacă repede și pleacă repede până nu-ți papă diamante, ok? Nu cheltui mult în diamante, că o să rămâi fără diamante până la evenimentul următor. Nu cheltui mai mult de 1000, că te stoarce porcul ăla, te ucide. 2863 și încă așa. Puteam să câștig mai mult dacă am câștigat eu diamantele astea. Mamă, o sumă imensă. Sumă imensă, sunteți nebun la cap. 20 de bilete, dar tot trebuie să le păstrăm. Mai păstrăm când o să vină Doctor Strange, bă, la celălalt event, ok? Și mai farmăm repede niște diamante dacă ne lasă un quest. Deci acum avem nevoie chiar de un păsăroi foarte care să înțepească porcii, nu de un derbedeu cu 4 porci. Perfect, un porc diamant, ok? Un porc diamant. Ca să luăm diamante de la el ne trebuie o pasăre bombă cușcă. Zic cușcă pentru că are Thunderdome-ul ăla. 3 păsări de Lenand. Și o pasăre care să controleze mingea, dar să nu dea damage mult. Trebuie să fie înțepeni peste 2 ture, dar folosește pe Lil Packer. Folosește pe Lil Packer, pe Lil Packer și înțepenește porcii doar dacă voi. Mai întâi aruncați cu Lenand și când vedeți că porcii au chef să sară. Păi sar porcii, mă, uitați-vă, sar porcii, uită-te. Rupe-le gardul. Sparge gardul, repede. Sparge gardul, ok? Dar nu plece porcul nicăieri. Perfect, e înțepenit. E înțepenit, bum. Toi-toi, făcut bani, toi-toi. Ok? O să mă duc aici, în spate, 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 focus, spate, 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 ok? În spate. Ha-ha! Nici un undressing de baie, ha-ha! Băi, câte ture avem? Avem încă o tură, porcul pleacă după o tură. Să vedem după câte ture mai pleacă porcul ăla. După două ture, mai pleacă. Să vedem ce să mă dacă mai pleci fără să mă duci în club. L-am băgat după gratis, deci a trebuit să mișcă mouse-ul mai avansat. Fira! Hai și porcul! Înțepeniți-l sau loviți-l. E în regulă. Măcar ne este 10 diamante la pachet. Să facem și noi 2900. 12 diamante. Da, un knockout ca el. Porcul ăsta și-o cam merita proștii. 5 ture. Păi ce face cu porcii aia? Vedeți voi, am nevoie de o echipă pentru fiecare mapă, că mă dă cu porci din aia în gard și eu nu pot să intre pe nistră. Am nevoie de asta. Am nevoie de muniție din aia. Perfect, 12 diamante,
Mai trebuie cât faci 10.000 de diamante, pentru că cu 10.000 de diamante să nu le cheltui, păi... Earl! E Bird Villain. E un Bird Villain care îți rămâne dator cu alte diamante. A trebuit să-mi fac echipa loc. Păi, de ce mai plătesc eu astea? Deci avem 2.800 de diamante acum, dar trebuie să nu le cheltui abuziv pe porci. Uitați-vă ce graș de Lenant. Uitați-vă, mut aici. Și a trebuit să o maxez pe Wonderbird. Dacă o maxez pe Wonderbird, creți-mă, 84 de toteme de prestigiu. Hai mă că eu nu cheltui pe Ewei când nu muge, dar dacă vreau să cheltui pe Ewei când nu muge să-mi fac de 6 stele, pentru a-mi da mie power-ul, păi ar trebui să mai întâi să o maxez pe Wonderbird, pentru că pentru a o maxa am 84 de toteme, ok, am 84 de toteme, am nevoie de mai mulți bani pentru așa am câștigat foarte mulți, păi ar trebui să muncesc cu spor banii, ok, muncim cu spor, Language Devotion, păi am o prioritate ca bacul. E la laptopul. Păi dacă nu mai este oră de tic, stau acasă pe Angry Birds. Ce dracu? Scuze de cuvântul dracu, doar că sunt mii de bătrâni și adulți care sunt sfătuiți să nu zică asta. Dar având în vedere că sunt prea... 2.800 de diamante, bogat, chiar la întoarcerea de liceu 5. Prioritatea mea de teologie este 12, clasa 12 și bacul. Restul ce o să se întâmple? Vorbiți-mi ce să fac. Cât de supărat sunt eu? Aproape de... hai să cheltuim pe maxarea lui Chuck, că am spus că o să maxez, dar... 9.000 de monede pentru așa ceva? 38.000, e bine așa, e bine așa, pentru că e mai bine să fie maxat toți de Super Shot 10 măcar. Păi, a trebuit să mai fac rost de alți bani sau, mă rog, nu știu ce să fac. Păi să nu cheltui, bă, tichetele, că o să vreau să-mi pice Classic Pig. Săptămâna cealaltă de liceu cimitir, să-mi pice un porc de 6 stele sau de 5 stele. Poate să fie și dăm. 5 sau 6. Pack Girl, cât despre Pack Girl, a trebuit să nu improvizez pe Pack Girl. Păi am ce 7 de toteme, păi atât timp cât și pentru azi. Păi la voiaj, ce vom face la voiaj? Păi sunt foarte curios, 38.000 de putere și 6.000 de putere. Am nevoie de 6.000 de putere Girl, iar best team-ul să fie tot maxat, iar Wonderbird-ul să aibă runele alea epice. Păi cea mai bună echipă de-a mea nu este nimica decât Master Classic Chuck, Master Elite Matilda, Matilda Elite Matilda, tot forțoasă e. E foarte bună, am folosit-o pe Matilda, este foarte ok la voiaj. Pe ceara care nu-i Master, tot o păsând maxată, că dacă mi-o pică maxată pe ceara, pe ea o să o vând sau să o îi dau eu când la altă pasăre. Deci, dar nu... cred că ar merge. Păi am un Master Dead Swine. Păi da, hai să... Oh my god, a trebuit să mă ocup de... Dead Swine-ul ăsta. Hai să... Hai să le evoluăm, că avem 8.144 și 292 de esență. Albă. Hai să evoluăm. Pe pasărea porc. Pasărea porc zombie cosplay. E un cosplay destul de drăguț. Prestigiu, dar trebuie să nu-l maxez, pentru că eu nu vreau să abuzez de prestigiu și de Awaken, ok? Să vedem ce avem aici. Păi nu vreau să cheltui 1000 de bani pentru un unequip sau altceva. Avem pe toți din prestigiu, dar uitați-vă că trebuie să muncim atâția bani și apoi să fim foarte... Trebuie să fim foarte atenți cu Lil Packer. Păi cu Lil Packer avem nevoie de mai mulți bani. Păi la Lil Packer sau la... la Master Kerson. Avem Master Kerson, dar avem nevoie de
Upgrade, păi nu prea cheltuie bani aiurea pentru că nu este un event cu Kherson, ok? Când o să fie un event cu Kherson, câștigăm bani, îi buffăm, nu stăm cu banii falimentați. Uitați-vă, 2000 de diamante și poi mâine voi face rost de 60.000 de monede și ca aproape cel mai bogat, dar singura mea prostie pe care a făcut-o cineva este verișoara mea. De ce este verișoara mea? Pentru că ea joacă mai puțin Angry Birds Evolution și echipa ei este formată din 3 păsări, nu e nici de 4 stele, nu e nici de 5 stele, nu e nici de 6 stele, nici de PDJ, pișină făcută de ZNF și JCJ. Uitați-vă, nu îi zic nimic rău, dar văd că avem nevoie de ea în echipă, dar nu o primește clanul, nu o primește nimic, nici măcar Lady Bază pe Discord. Zice că îi place cu Miko. Zice că îi place foarte mult păsărica aia cu Miko, o pasă de astea. Dar echipa mea e de păsări de 5 stele și 6 stele. Așa că hai să-i trimit ei și ei și așa și așa. Și haide să un achievement care l-am câștigat. Perfect. Haideți. Sunt potențial plin. 2900. Da. Dați-mi autografele! Avem nevoie de păsări, de... mamă. Păi, ce dracu fac, mă? Păi eu nu cheltui atât de mult pe păsăroi ăștia, ok? Nu cheltui atât de mult, dar dacă vreți să nu cheltui pe Inferno Kick-ul ăsta, păi nu cheltui atât de mult, păi... ce dracu, eu nu cheltui bani aiurea pe joc, v-am spus. Dar având în vedere că Chuck e de measă și am nevoie să-l locuiesc, cred că s-ar merita câțiva bănuți sau câteva păsări nefositoare. Sau, nu prea am suficient bani, ok? Nu prea am suficient și nici nu vreau să fiu falimentat. Adică să fiu lipsa monedelor și doar în diamantelor. Păi porcul să nu-ți pape banii pentru că, în primul rând, având în vedere că n-am putut să fiu de legende a doua pentru că puteți să-ți pierzi telefonul din cauza unui șarlatan handicapat. Să-ți pierzi telefonul din cauza lui și nu o să fii de 11.000 de trofee, să fii pe 10.700, nu, 10.800, bă. Pe atâtea trofee și tot să-ți câștige tot 2000 de trofee, 2.1K de diamante, adică 2100 și 900 de diamante și făceai bani grână. Păi să nu le cheltui, că dacă îmi prind pe porcul ăla verde că îmi cheltuie banii, îi dau un șut. Îi dau un șut din partea mea și am să păstrez diamantele înprețuite. A trebuit să mai câștig alte diamante, ok? Cum se câștigă alte diamante? Te duci la arenă și ești pe locul 1, 2 sau 3. Dacă pe locul 2 îți pică 900 de diamante, atunci pe locul 1 îți pică 1000 de diamante. Și dacă te pică pe locul 3, cred că 900, 100 și 100... Nu, 900... 1000, 1100 de diamante pe primele 3 locuri. Pe restul, pa! Vază! Avem pe porcușorul ăsta, adică pasărea porc, care zice că evoluția, un mentor de pe Discord a trebuit să îmi spună ce să fac. N-a trebuit să evoluez. Sunt lipsă de materiale de evoluție galbene pentru că l-am axat pe Chuck și am primit 3 toteme de Awaken Skill. Mamă, 3 toteme de Awaken Skill, vă dați seama ce o să fac. Mi-a picat o red. Mi-a picat red. Pardon. Și am nevoie de special forces, front in front, not the back. Am nevoie de Master Red, pentru că de Master Red am nevoie și pe el, am nevoie să îl max, să o maxez pe Pack Girl. Păi dacă maxez pe Pack Girl și pun Cloud și apoi Red, cu care nu-i Master, amândoi, o să vă, credeți-mă, o să îi vând pe amândoi pentru bani sau mai bine pentru apoi, nu știu ce să le zic. Dar ce am făcut eu toată vara, în loc să mă iau fata la peștea la piscină, să facă maică-mea de ziua mea peștea la piscină? Ei, copulea!
curcan, idiot. Fira curcanul ăsta. Ei, da, m-am luat după o colegă, să-mi fie de bine, că n-am pe șavionul și pulpati, dar... Hot gris. Pasărea curcan. La, cu ce gânduri mai suntem, a spus doamna regintă? Vreau să-i dau un răspuns online, pentru că textul meu o să-i ocupe ora de curs și credeți-mă, vreau numai să învăț la istoria BAC decât să o preocup cu alte feluri și de-aia mă bazez pe online, ok? Dacă voi îmi spuneți că e greu de pe telefon, cum de unii nu primesc mesaje pe WhatsApp? Aș vrea să-i spun de-a DGV. Unii nu s-au uitat la mesaje pe WhatsApp pentru că eu am 20 de telefoane și nu pot să-ți faci eu aceeași cont pe WhatsApp pe 100 de telefoane, n-ai. Ei, da, copule, să nu facă peșa pișină, mai că nici de oameni să mă duc la peșa pișină cuiva. Aș vrea să nu inventez o poveste, dar hot gris. Ce vom face eu? Eu sunt cu gândul la vacanță, ok? Eu sunt cu gândul la vacanță și o să beau toată sticla de apă de 2 litri, pentru că eu o să beau de 2 ori de vară. Chiar la începutul școlii să beau din cauza 2 ori de vară, ok? Ce enervant pentru maică mea, s-aud asta, s-aud asta, maică mea, asta mi-e un sfat vreau să vă dau, neînghibăți. Nu cheltuiți astea că eu sunt regele tronului. A trebuit să hot grisul ăsta să fie aproape vândut dacă vreau master. Dacă vreau Bird Villain să fie și master și Bird Villain master și Special Forces. O, da, am încă o pasăre maxată. Pasărea asta nu este sexy, dar pentru Aria Blaze și Aria n-a avut de vedere că va pe șapișa și eu candidez la Angry Birds Devotion la cea mai puternică pasăre. Cea mai puternică pasăre din tot grupul de filologi și filologești și păsări fuioase este acesta master classic Chuck, care a dovedit într-un filmuleț pe YouTube că el poate să treacă de nivelul 100 și la bonus un totem de American Skin. Câștigătorul echipei din acea echipă de păsări maxate de 6 stele este Master Classic Chuck. El merită tronul de lider. Dacă există ca tronului de lider să-i fie furat de un alt porc, pur și simplu, Pack Girl e de rank 1, n-am prea maxat-o pentru că nu prea cheltuie eu bani la mine și nici nu vreau să fac așa ceva, da. Dar pe Wonderbird, voila! E puțin cam axată, e puțin cam frumușică. Dacă pe Wonderbird o să o folosesc pentru că o să fie un nevăd cu ea și nu v-ați mai cheltui de bani. A trebuit să câștige atâtea tichete pentru porcul ăla pasăre care zice că după o tură porcii detonează și apoi porcul cu dinamită bubuie și el și bubuie și în alți porci. Ce ar trebui să faci? Păi voilà, cât de puternic sunt. Cât de puternic sunt eu ca păsăiat neînghibăț. Îți zice că am nevoie de level up, dar eu nu mai pot să cheltui alte materiale de evoluție pentru că sunt bogat în materiale de evoluție negre. Pentru că nu prea am upgradat o pasăre neagră de multă vreme. Secretul unui succes în Angry Birds Devotion. Și să nu mă supere nimeni că eu nu vreau să fiu enervat de test inițial, dar eu nu vreau să se pună note în catalog pentru că știți cum sunt eu. Sunt praf la pregătirea pentru bac, la meditații cu Eramia sunt mai treptat ușor. Exact. Chiar mama asta nu știe ce a fost în încăpățânare. Nu mi-a văzut filmulețe pe YouTube că vreau. Dar eu aș spera ceva, dar voilà, o pasăre maxată true legendarii. Cea mai puternică pasă din tot tronul.
Acum că vreau să vă spun că a trebuit să mă preocupe filologia și bacalaureatul, pentru că stați să vă scot telefonul, că eu nu vreau să fiu un exemplu prost, să n-am curajul, pentru că eu urăsc să am curajul să țin la profesor sau să-i înjur. Auzi, nu mai să țin, să-i înjur. Dar eu urăsc să înjur profesor, eu urăsc să-i înjur. Mi-e frică că o să mă părească la maică-mea și o să mi se ciodească totul în pana mea. Așa că m-am decis să vă arăt o imagine curază și eu să mă îmbrac de doriu că n-am putut parchi tot anul ăsta în trafic. Hai să vă arăt eu care nu pot să merg la culpat, I guess. M-am gândit că eu nu pot să mă arunc într-o pișă interioară, că era mea zice că am nevoie de bani pentru abonament. Abonament pentru cât timp? Toată viața sau 6 luni? Ei, pe dracu! Să vă arăt exemplu că o să te facă tatăl lui Vlad. Tatălui Vlad îl zice nesimțitule. Da, dar vreau să vă arăt momentul ăla, având în vedere că o să vă dovedesc că ce o să-ți facă și ție, stai că tu, că... vedeți? Vreau să vă arăt încăpățânarea de la încăutarea adevărului, e o puțină lecție de viață să nu fii un rebel handicapat decât un tocilac prost ca nici nimic. E momentul să pun boxa de telefon pe camera web, pe un microfon și apoi să auziți. Da, lași pe mea aia degeaba, că ai ajuns un exemplu prost pentru toată școala. Dar ce le-ai făcut, domnule? Păi cum ce l-ai făcut dacă pe tine te vede că tu ai curaj să țipi la directoare, tu ai curaj să țipi la profesor, tu ai curaj să țipi la... să înjuri? Auzi, nu doar să țip, să injuri. Deci eu nu mai știu ce să înțeleg. Copilul ăsta, când a intrat în clasa nouă, a intrat printre primii 10. Avea media 9 și ceva. Iar acum, după 4 ani de zile, e ultimul. Auzi, nici să nu intre în pac. Nu se face așa, mă, copilule. Hai să ne liniștim, hai să terminăm odată. Dar nu se poate la tine. Mă, m-am săturat pur și simplu. M-ai scos la pensie. Mă termin. De toate alea. Acum pot să merg, nu mă mai loc. Nesimțitule, acum vrei să mă pui să te culegi după jos, a? Mergi pe picioarele tale. Am mai terminat. Lasă merele acum. Ți-am mâncat mere. Lasă grădina, mami. Ți-am mâncat grădina. Nu a avut nicio scuze, nici la grădina mai. Vedeți? Vedeți ce ați auzit? Da. Că eu, după 4 ani de liceu, eu aș vrea să zic că urăsc să se întâmple un conflict. Sau un scandal intim la exmatriculare. Asta-i. Eu nu mă ocup de așa ceva. Acum că eu mă cam bucur puțin de discuție, păi succes mie la bacalaureat peste un an. Având în vedere că eu nu mai pot să fac filmulețe cu anterioși falși și a trebuit să îmi dea Andrew Miclesson niște poze cu payload-uri care o să le fac într-un scurt slideshow, să pot vorbi despre ele, pentru că nu contează payload-ul, cred că contează regulile, cred. Dacă tot mă gândesc. Și voilà. Pe helmet training. Acum că este toamnă, sorsul nu mai merge în bikini tot pe stradă. Acum că toamna umblă sorsul doar în kilot, să facă tot pe stradă. Da, da. Nu se ridică capul într-o parte metalică a biroului. Deci, ce ați înțeles? Nu mă axez pe Harry Metalane, nu mă axam, nu mă axez, nu mă axez la sutracui. Mi-am în camere. Da, sigur. Cu cât eu vreau ca anul viitor, după ce dau bacul cu bine, maică mea să facă de 20 de ani, vezi la vizionul anul viitor, cu atât maică mea să evoltă mai mult. Priviți. Peggle! Da, Liviu! Să nu dai pe șefa clasei cu capul de judecată! Vedeți? Ea candidează să fie prima, eu votez cu ea, eu am votat cu ea. Și ce partii ne facem? Partidul Social Licean sau PSF, Partidul Social Filolog.
să găsească șefa clasei un candidat și un nume de partid al liceului Cimitir. Partidul Filologic Dimitrian. Sau Partidul Filologic Social. Păi da, păi să rog în rol, având în vedere că acum i-am înțeles, puțină împăcare cred că ar merge. Dar maica mea putea înțelege că anul viitor să fie pe șapișa de ziua mea sau de ziua altcuiva. Maica mea, o să scriu pe orar, asta e, dar eu o să scriu pe orar cea mâine, dar dacă mai mă întreabă că aiva ce a făcut vacanță, să mai vă ridicați că eu sunt tâmpit fără pe șapișa, o să mă transform singur într-o cruce de cimitir mort acumat. Păi eu mă linșesc, păi eu nu vreau să fiu rebel, păi am luat numai medii bune. Anul trecut și anul celălalt și având în vedere că ce am făcut noi vara, deci pe, o poveste puțin despre Chuck, Helmeta Lenny și Wonder Bird îmi spun o poveste foarte ciudată. Alintexeană cu un buchet de flori lângă liceul cimitir. El a fost admirat ca un rege al tronului din filologie din cele 12 clase de luptător, în care ultima clasă se zbate pentru a te juca jocul video. Alintex a devenit un prinț pe lângă zebra din liceu cimitir. Alintex a fost admirat ca pe un rege cu un buchet de flori alături de mama lui, mama pisică și Jessie și ZNV. A fost arătat și admirat ca un rege până la sosirea în noua lui clasă de filologie. Dar în timpul unor discuții, eu m-am tot gândit ea la vacanță, că eu tot mai vreau vacanță, că nu am aruncat în piscină vara asta, încât Chuck și Wonderbird m-au trimis într-o misiune foarte periculoasă. Să după liceul cimitir în Angry Birds Devotion. A fost de a pocni pe Dombacon. Iar ei mi-au iar Pack Girl mi-a cerut să mă să iau bâta doar ca să mă răzbun pe aia vezi că n-a făcut tot fel să vechi la plajă. Iar atunci fost agresivă mi-a creat un Awakened Skill după care mi-a săbiat ca de m-a linșit. După ce Alina a exprimat sentimente despre dorințe despre ce și-a dorit el de doi la PSG. Mama lui i-a sfătuit să socializeze până anul viitor la bacalaureat. Să mai ia lecții de socializare cu toți prietenii lui, și online și offline, și engleză și în română. După care, după această luptă, eu am fost strâns în brațe de câteva colegi, dar nu conta cine să mă ia în brațe, că eu și păstră din echipă, am înțeles problema cu SARS-CoV-2, iar SARS-CoV-2-ul anul acesta mi-a îngropat mințile de viu, din cauza acestor reguli cu distanțare. Dar după ce Alintexion iarăși a fost trezit în somn de Wonderbird, am tot simțit că lumea mai întreabă fete dacă are iubit, iar eu vreau să fiu întrebat dacă am o iubită. După ce am aflat că liceu și școala nu este un mijloc să iau fata la găsat, am decis să vreau să merg într-un club, dar ca super erou zburător în Angry Birds, am început să fac și mai rău lucrurile. Mi-am extins creierul uitându-mă la șeful Andreesca și am aflat că sunt decât niște proști zebzești pe web care cheltuie bani pe video cel la maxim în nenesimțite care n-au luat nici măcar bacalaureatul. Rivalii mei acum care vor să se ia de mine în timp ce nu pot să raportez o nesofetă care a făcut veșa maxim, rivalii mei sunt aliații Lucky Jester și el pe Counter-Strike. Am tolerat aceste lucruri până la final. Dar cât timp eu am enervat vai de relația mea, m-am gândit ca mama mea să mă ieșească să-mi caute ceva de lucru. Iar eu am plănuit după
liceu cimitir și după BAC, să-mi preiau cursuri de bucătar și de reparator IT-ist. Iar eu să fiu un adult impresionat de lume. Dar după ce m-a enervat ăsta COVID-ul ăsta, la mine nu a contat cine să mă strângă în brațe, dar lumea chiar s-a uitat la mine ca un rege al țorilor. În special ZNF, Londra și altele. Nu vreau să zic alte nume, că după aia o să fiu luat așa, dar eu privind ca un rege pe toată lumea. Dar gelozia mea pe vacanță încă nu mi este iertată de propria mea mamă. Dar după ce am înțeles, prea târziu, a încercat să-mi zică cu frumosul. Iar eu m-am pus liniștit pe acest joc și să mă concentrez pe bacalaureat. Dacă eu încă mai sunt stresat pe reață dragoste, vreau, vă rog eu frumos, să nu o ziceți așa. După care, eu încă m-am concentrat pe ora să văd de ce mai mă treabă lumea, în loc să am pe de ce m-am putut. Dar după aceste momente pe care le-am trecut în ziua de dimineață, după liceu cimitir, am devenit din nou oprit peste tot. Să alerg 100 de kilometri la oră. Iar sfârșitul acestei povești este cu Aintexan, care refuză să se mai plimbe cu Reiti, că acesta i-a trădat planul cu notul și mama lui a încercat să-l sătuiască să ia o atitudine, să nu fie supărat pe o fală de trecut și să treacă mai departe până la bacalaureat. Și să fim în continuare rege al păsărilor. Cam asta a fost și povestea asta. Dar voiaj disponibil! Voiaj disponibil! Stai că mă duc la masă! Mănâncă spaghete, tăiței sau mâncarea de mamă. Totul v-am spus la... Așa? Și vreau, vă rog eu frumos, niciodată să nu spun adevărul despre eu care n-am fost după unde am avut în vacanță de față cu o colegă nouă. Nu vreau să afle lumea că sunt un monstru care devoră orice vezi la piscină, așa. Așa, da? Nu mai mă joc Mortal Kombat Brutality și ar trebui să mă ocup de ce zice Liliac, da? Vă mulțumesc, la revedere, have a nice day. Și poate o să mai postez sau nu, dar ce voi face eu în timpul liber? Îndroiți și să văd la bacalaureat, cum zice Diginta. Succes cu mine și cu tot! Nu am supărat, vă zic. Sper că restricția să se ridice. Dacă e cineva care mă strânge brațe doar să fac asta în afara liceului și dacă sunteți testați cu test pozitiv, fugiți în carantină și la revedere. Nu vă să mai vorbesc, pentru că e și bun, adevărat.